Jesus told us that as long as he was in the world, he was the light of the world. Iisus ne-a spus că atâta cât a fost în lume, a fost lumina lumii. John chapter 9, Ioan capitolul 9, and verse 5. Și versetul 5. While I am in the world, I am the light of the world. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. And then what about after he has left the world? Dar după ce a plecat din lumea aceasta. Who is the light of the world now? Cine este lumina lumii acum? That he said in Matthew chapter 5. A spus lucrul acesta în Matei capitolul 5. And verse 14. Versetul 14. You are the light of the world. Noi suntem lumina lumii. Now many Christians know that Jesus is the light of the world. Mulți creștini știu că Isus este lumina lumii. John 8 verse 12, Jesus said, I am the light of the world. Unde spune că eu sunt lumina lumii. But they don't know that Jesus said in John 9 5 that it's only as long as I'm in the world that I'm the light of the world. Dar Isus a spus lucrul acesta doar atâta timp cât era în lume. And that responsibility he gave to his disciples. Și după aceea responsabilitatea aceasta a dat discipolilor, apostolilor săi. That after I go up to heaven, că după ce eu mă duc în cer, Matthew 5:14, you are the light of the world. Matei 5:14, voi sunteți lumina lumii. So if I'm a disciple of Jesus, așa că dacă sunt un discipol al lui Isus, and somebody asks me, și cineva m-ar întreba, who is the light of the world? Cine este lumina lumii? I have to say me. Ar trebui să spun eu. Can you say that? Poți să spui lucrul acesta? Somebody asks you who's the light of the world and you say I. Dacă Dumnezeu, dacă cineva te întreabă cine e lumina lumii, să spui eu sunt lumina lumii? Why don't we say that? De ce nu spunem asta? Because we don't want to take responsibility. Pentru că nu vrem să luăm responsabilitatea asupra noastră. You know one mark of little children? Un lucru care caracterizează copiii mici. They want all the privileges of being in a family but not the responsibility. Vreau toate privilegiile dintr-o familie, dar nicio responsabilitate. They want daddy and mommy to do this and that and the other thing from them, but vreau ca părinții să facă toate lucrurile. And there are a lot of irresponsible teenagers also like that. Și există și mulți adolescenți la fel de irresponsabili. Who want everything that daddy and mommy can provide for them. Vreau tot ce poate să dea tatăl sau mama. But have no sense of responsibility. Dar nu au deloc simțul acesta de responsabilitate. That is a mark of immaturity and carnality. Și aceasta este o marcă a trupescului și a carnalului. And that's why we are not ready to say Jesus said I am the light of the world. Și de aceea nu putem să spunem decât că Isus este. That we are to be the light of the world. Dar noi trebuie să fim lumina lumii. So what does that mean? Așa că ce înseamnă lucrul acesta? We saw that the light was the life of Jesus. Am văzut că lumina era viața lui Isus. We must never forget that. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. In him was life and that life was the light of men. În el era viață și în viața aceasta era lumina oamenilor. And when the Lord says I am the light of the world, what does it mean? Și când Isus spune eu sunt lumina lumii. That same life that was in him must be seen in me. Înseamnă că aceeași lumină care era în Isus Hristos It's not just activity. Nu este doar activitate. It's not just preaching. Nu doar să predici. I preach every week of the year somewhere or the other. Predic în fiecare săptămână într-un fel sau altul. Hundreds of messages I preach in a year. Am predicat sute de mesaje într-un an. That is not the light. Dar nu asta e viața, nu asta e lumina. It's not the messages of Jesus that were the light. Nu era mesajul lui Isus care it era viața, lumina. His life that was the light. Era viața lui care era lumina. So it's not just messages. Some people find satisfaction. I'm preaching, I'm serving, I'm doing this for the Lord here and there. Unii oameni se mulțumesc cu lucrul acesta că predică într-o parte și alta. All that is useless if I don't have life. Dar nu este de nicio folosință dacă the nu life sunt lumină. Of Jesus. Dacă nu reflect viața lui Isus. Jesus had a ministry for 3.5 years. Isus a avut o slujbă, o misiune pentru 3 ani jumătate. But he lived a godly life for
33 and a half years. Dar a trăit o viață dumnezeiască, neprihănită pentru 33 de ani jumate. Can you do the mathematics? Putem să facem calculul acesta matematic? 3 and a half years ministry. 3 ani jumătate slujire. 33 and a half years of life. 33 de ani de viață. Teaching us. Ne învață. That life is 10 times more important than ministry. Că viața noastră este de 10 ori mai importantă decât slujba. You understood that? Ați înțeles lucrul acesta decât slujirea noastră? Some people feel so guilty. Unii oameni se simt vinovați. Feel so inferior. I can't preach. Și spun așa, nu pot să predic. When they see some anointed preacher, they say, "Oh, I wish I could preach like that." Când văd un predicator cu ungere, își doresc să facă și ei lucrul acesta. That is for honor. Dar lucrul acesta este spre onoare. A lot of people want to do ministry for honor. O grămadă de oameni vor să slujească doar pentru a-și face un nume. Have you ever thought when you see a godly man, I want to live like that? V-ați gândit vreodată despre o persoană că vreți să trăiți ca și ea? I wish I could live like that man. Îmi doresc ca să trăiesc ca acea persoană. Or is your desire, I wish I could preach like that? Sau dorința noastră singură este că îmi doresc să predic ca acea persoană. We don't find many Christians who are longing to live like godly people. Nu o să găsiți multe persoane care doresc să trăiască. I wish I could have the healing ministry that man. Mi-aș dori ca să am puterea aceasta să vindec pe cineva alții. Then I can speak to. Și atunci pot să vorbesc la mulți oameni. In the Old Testament. În Vechiul Testament. That they didn't have Jesus. Nu l-aveau pe Isus. You know, but they had a light. Dar aveau o lumină. You know what the light was in the Old Testament? Știți ce era lumina în Vechiul Testament? The word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. We read in Psalm 119. Citim în versetul 119. Psalm 119 and verse 105. Versetul 105. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pentru pe cărarea mea. And 130. Și 130. The entrance of your word or the unfolding of your word gives light. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină. So in the Old Testament they only had the law, the God's word which was a light. Așa că în Vechiul Legământ aveau doar o lege care era lumina But lor. In the New Covenant, dar în nou legământ, we read in Jesus was life and that life was the light. Citim în Isus că era viața și viața aceasta era lumina. So, if you have only a knowledge of God's word. Așa că dacă ai doar o cunoștință despre Dumnezeu. That's good. E bine. But is the old covenant light? Dar este Vechiul Legământ, este o lumină veche. In the new covenant, it is the life of Jesus that is the light. În nou legământ este lumina, viața este o lumină. We need the gifts of the Spirit, but we need the fruit of the Spirit too. Avem nevoie de daruri, dar avem nevoie și de fructele Duhului Sfânt, de darurile Duhului Sfânt. Many people seek for the gifts of the Spirit because it's more spectacular. Căutăm darurile pentru că sunt mult mai spectaculoase. The fruit of the Spirit is not so spectacular. Roada nu este atât de spectaculoasă. But the light is not in the gifts. Dar viața nu este în daruri. In him was life and that life was the light of men. În el era viață și viața aceasta era lumina. So we need to understand what it means to live as Jesus lived. Așa că trebuie să înțelegem ce înseamnă ca să trăim cum a trăit Isus. Coming back to 1 John chapter 2 and verse 6. Ne întoarcem înapoi în 1 Ioan capitolul 2 versetul 6. To walk as he walked, to live as he lived. Să trăim cum a trăit el, să umblăm cum a umblat el. It's not talking about to have the same ministry that he had. Nu înseamnă ca să avem același fel de slujire cum a avut Isus. But to have the same life that he had. Ci să avem aceeași viață pe care a avut-o el. A lot of people when they think that I want to be like Jesus. O grămadă de oameni când își imaginează și își doresc ca să fie ca Isus. I want to do what Jesus did. Vor să facă ceea ce făcea Isus. What are the things that come to their mind immediately? Oare ce lucruri le vin chiar atunci în minte? Let me show you a verse. Dați-mi voie să vă arăt un verset. I like to show Christians verses that they don't sometimes read carefully. Îmi place să arăt înspre versetul pe care poate unii oameni nu le citesc. John 14 and verse 12. Ioan capitolul 14 versetul 12. If you've been a Christian even for one year, I'm sure you've read this verse. Dacă ați fost creștin chiar măcar pentru un an, sunt sigur că ați citit versetul acesta. The Gospel of John is the one gospel that most Christians have read. Evanghelia lui Ioan este o evanghelie pe care majoritatea creștinilor au citit-o.
What does it say in John 14:12? Ce spune în Ioan capitolul 14, versetul 12? Truly, truly I say to you. Adevărat, adevărat vă spun că cine if you believe in me, crede în mine, the works that I do, you will also do. Va face și el lucrările pe care le fac eu. That's the word of God. E cuvântul lui Dumnezeu. What does it mean? Ce înseamnă? Don't give a superficial, easy answer without meditating on it. Nu dați un răspuns superficial fără să vă gândiți bine. I've hardly ever found anyone giving me the right answer to that question. Nu prea am găsit persoane care să-mi dea răspunsul potrivit. If some new believer dacă un nou creștin comes to you who's been a believer for a number of years, vine la tine care a fost credincios mai mulți ani, and says, "Dear brother," și spune, or "Dear sister," frate sau soră, "can you please explain John 14 verse 12?" Poți să-mi explici acest verset din Ioan capitolul 14 versetul 12? How can I do the works that Jesus did? Cum pot să fac lucrurile pe care le-a făcut Isus? Well, it's not only for apostles and prophets. Nu-i doar pentru apostoli și pentru proroci. Everyone who believes in me. Oricine crede în mine. Everyone who believes in Jesus. Fiecare, absolut orice persoană. Can do the works that Jesus did. Va trebui să facă lucrurile pe care le face Isus, va face. Now the important question is, what are the works that Jesus did? Acum întrebarea este ce lucruri a făcut Isus? Because it must be something that every believer should be able to do. Pentru că trebuie să fie un lucru pe care fiecare credincios trebuie să fie în măsură să facă. Immediately people begin to think. Și imediat oamenii se gândesc. He opened blind eyes. Se gândesc la cum a deschis orbilor ochii. He walked on the water. Cum a mers pe ape. He fed 5,000 with 5 loaves. Cum a hrănit 5,000 de oameni cu 5 pâini. He raised someone who was dead for 4 days. Cum a înviat un morț după 4 zile. If these are the works that Jesus did, dacă acestea sunt lucrurile pe care Iisus le-a făcut, according to this verse, în conformitate cu acest verset, we must be honest. Trebuie să fim sinceri. Every believer must do it. Fiecare credincios trebuie să facă. Not one or two healers and apostles. Nu unul sau doi apostoli sau credincioși. He did not say, I say to you the apostles will do this. Nu spun că apostolii vor face aceste semne. Or miracles workers will do it. Sau cei ce fac miracole vor face lucrurile acestea. Everyone who believes in me will do the works that I have done. Cine crede în mine va face lucrurile pe care le fac eu. What do you do when you come to a difficult verse like that? Ce faci când întâlnești un verset din acesta dificil? I'm sure you've all read it. Sunt sigur că toți l-ați citit. Can you explain what does it mean? Ce înseamnă? Or do you just say, well, it's not important? Sau spuneți, nu e important. Supposing you're teaching your son mathematics. Să spunem că îți înveți copilul matematică. And he says, Dad, this addition is difficult for me. Și spune, tată, adunarea aceasta e dificilă. You say, son, that's okay. Forget addition. Let's go copile, to the next. Uite, lasă, nu, let's go to subtraction. Hai să mergem la scădere. He says, Dad, the subtraction is a bit difficult. Și spui, tată, scăderea e okay, dificilă. Let's forget subtraction. Hai să uităm și de asta. How much mathematics is he going to learn? Câtă matematică o să învețe? That is how some of us study the Bible. Așa unii dintre noi studiem cuvântul lui Dumnezeu. Oh, that's a difficult verse. Let's leave it. Let's go to the next verse. Mergem la următorul. And then we come to another verse. It says, we'll put away all anger. Oh, that's a difficult verse. Venim la altul care spune că trebuie să ne lăsăm de toată mânia. Lăsăm și asta deoparte. Do you know how many verses people have put away like this? Știți câte versete au pus oamenii deoparte în felul acesta? Have you read a verse which says, "Rejoice in the Lord always"? Ați citit versete care spun, bucurați-vă întotdeauna în Duhul Sfânt? What is the meaning of always in the Romanian language? Ce înseamnă întotdeauna în limba română? Always. 24 hours a day, 7 days a week. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Let me ask you. Dați-mi voie să vă întreb. Is God saying you must rejoice 24/7? Spune Dumnezeu sau nu că trebuie să ne bucurăm întotdeauna 24 din 24? Is that what he said? Spune lucrul acesta? I believe it. Îl credem. It's a rejoice in the Lord. Este o bucurie în Domnul. Rejoice doesn't mean smile. Bucurie nu înseamnă zâmbet. If you see somebody smiling 24 hours, you think something's wrong with his head. Dacă vezi pe cineva că zâmbește în continuu, e o problemă. It's not smiling. Nu are de a face cu zâmbet. Because we go through times of sorrow and pentru că trecem prin momente mai grele de durere. It's rejoice. E bucuria. That means I've got a joy in my heart. Asta înseamnă că am o bucurie interioară. Not in my circumstances. Nu în circumstanțe. In the Lord. În Domnul. 24/7. 24 ore pe zi. After I was born again.
După ce am fost născut din nou. I'll give you my testimony. Vă spun o mărturie. For 16 years I could not rejoice in the Lord. Pentru 16 ani n-am putut să mă bucur întotdeauna în Domnul. You know why? Știți de ce? Because I did not take that verse seriously. Pentru că nu am luat acest verset în serios. I'll tell you many verses like this. Și sunt multe versete ca acestea. Be anxious for nothing. Să nu vă îngrijorați cu privire la nimic. Put away all anger. Puneți deoparte toată mânia. Philippians 2:14. Filipeni 2 cu versetul 4. Do nothing, do everything without murmuring and complaining. Faceți totul fără murmur, fără plângere. I have a plan to write a book. Am în minte și în plan să scriu o carte. Title of the book is. Titlul cărții este Bible verses that Christians do not obey. Versete biblice pe care creștinii nu le caută, nu le urmăresc. Do not bother to obey. Care nu se deranjează să le împlinească. Și acestea sunt câteva dintre ele. In everything give thanks. În toate dați mulțumire lui Dumnezeu, bucurați-vă în Domnul întotdeauna. Put away all murmuring and complaining. Lăsați-vă de murmur. These are all actual verses I'm quoting. Toate acestea sunt versete pe care le spun. Be anxious for nothing. Să nu vă îngrijorați cu privire la nimic. Do not lust with your eyes after a woman. Să nu poftiți cu ochii. Let your yes be yes. Daul nostru să fie da. Love your enemies. Iubește-ți inamicii. If you do not forgive others, God will not forgive you. Dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu o să te ierte. I can make a book out of such verses. Pot să fac cu ușurință o carte din aceste versete. Which I've seen Christians don't take seriously. Și am văzut că creștinii nu le iau în serios. Born again Christians, spirit-filled Christians. Creștinii noi în credință și botezați cu Duhul Sfânt. Tongue-speaking Christians. Și oamenii care vorbesc limbi. They don't take it seriously. Nu le iau cu greutate. That's why we don't progress in the Christian. De aceea nu progresăm. You know Jesus. He sought to obey every commandment in God's word. Isus a spus ca să urmărim, să urmăm because fiecare poruncă he took it seriously. Pentru că le-a luat în serios. When we think of all these verses, the question comes like Mary, how can this be? Când ne gândim la toate aceste versete vine această întrebare a Mariei, cum se poate lucrul acesta? Remember what we saw in the last study. Vă amintiți ce am văzut în sesiunea trecută? The Holy Spirit. Duhul Sfânt. No word from God is impossible. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este imposibil. So that's the beginning, brothers. Așa că acesta este începutul. We must believe first of all that everything God has promised can be done if you believe. Trebuie să credem că orice ce Dumnezeu a promis poate fi făcut dacă credem. Can be done if you open your whole being to the Holy Spirit. Dacă ne deschidem întreaga ființă înaintea lui Dumnezeu, înaintea Duhului Sfânt. I'm absolutely convinced that many people who claim to be filled with the Holy Spirit are not filled with the Holy Spirit. Sunt convins că mulți oameni care spun că sunt plini de Duhul Sfânt nu sunt. We cannot do this without the fullness of the Holy Spirit. Nu putem face lucrul acesta fără Duhul Sfânt. And even the gifts of the Holy Spirit are to help us to obey the word. Darurile Duhului Sfânt sunt ajutoare care să ne ajute să împlinim cuvântul. Let me tell you how the gift of tongues helped me. Să vă spun cum darul vorbirii în limbi m-a ajutat pe mine. It's not the most important gift. Nu este cel mai important dar. I think it's like my little finger. Și cred că este ca degetul meu mic. To me, God gave me the gift of tongues 40 years ago. Dumnezeu mi-a dat darul vorbirii în limbi în urmă cu 40 de ani. It's like a little tongue. It's a little finger. Degetul acesta mic. It's not like the heart. Nu-i ca și inima. Or the liver of the Christian life. And I find that there are two attitudes that people have towards the gift of speaking in tongues. Am văzut că sunt două atitudini pe care oamenii le au cu privire la acest dar. There are some Pentecostal people. Sunt unii oameni pentecostali. Who made this little finger 12 feet long. Care au făcut din acest deget mult mult mai lung, câțiva metri. Now if you have a little finger that's 12 feet long. Dacă ai un deget așa lung. Wherever you go, you'll be a nuisance. You'll be hurting people all the time. Oriunde mergi, o să rănești, o să creezi disrupție cu degetul tău. People will want to avoid you, this man with his 12 foot long. Oamenii vor să scape de acest om care atinge pe toți cu degetul. And that's exactly how some people want to avoid these Pentecostals with 12 foot long speaking in tongues. Și exact așa vor să facă. And then there are some brethren people. Și sunt alți oameni de cealaltă parte după Baptists, evanghelie, nu pentecostali. Baptists. Baptiști. They say this is all extreme. Și spun că lucrul acesta este unul extrem. Now let's cut it off. Așa că să tăiem de tot. No little finger. No finger, we just să have nu mai fie four deloc fingers. Deget. That's also wrong. Asta de asemenea este greșit. What's the right thing to do? Atunci care este lucrul care trebuie să-l facem? God made the little finger 2 inches. Keep it 2 inches. Dumnezeu l-a făcut de câțiva centimetri să-l păstrăm așa. It's very simple. E foarte simplu. So that's what I did. Așa că asta e ceea ce fac. Said, Lord, this is not the most important. Zic, Doamne, nu ăsta e cel mai important dar. Thank you for giving it to me. Îți mulțumesc că mi l-ai dat. I want to use it. Vreau să-l folosesc.
But I want to use it for what the Bible says it is to be used. Dar vreau să-l folosesc doar pentru ce Biblia spune că trebuie folosit. Two things. Două lucruri. He who speaks in a tongue speaks to God, not to men. El care vorbește în alte limbi vorbește lui Dumnezeu, nu oamenilor. That's 1 Corinthians 14 verse 2. 1 Corinteni 14 cu versetul 2. I decided to follow the Bible. M-am decis ca să urmăresc Biblia. This little finger God gave me. Degetul pe care Dumnezeu mi l-a dat. I want to use it God's way. Vreau să-l folosesc în felul lui Number Dumnezeu. One, Numărul 1. He who speaks in the tongue speaks to God and not to men. Cine vorbește în limbi vorbește lui Dumnezeu, nu oamenilor. So I speak to God. Așa că vorbesc lui Dumnezeu. With tongues, not to men. Cu limba, nu înspre oameni, ci înspre Dumnezeu. Secondly. În al doilea rând. He who speaks in a tongue, verse 4, edifies himself. Cel ce vorbește în altă limbă se zidește pe sine. So, I find that it's true. Așa că lucrul acesta îl găsesc adevărat și bun. I used to be so discouraged in the olden days. Am fost descurajat în trecut. Now when I'm tempted to be discouraged, I just speak in tongues and it... Așa că acum când simt descurajare, mă rog în limbi. Maybe for half an hour and it goes. Și poate pentru o jumătate de zile și lucrul acesta dispare. I give you my honest testimony before God. Vă dau mărturia mea înaintea lui Dumnezeu. I never get discouraged now. Niciodată nu sunt acum măcar o dată descurajat. I can't even remember the last time I got discouraged, maybe 20 years ago. Probabil ultima dată când am fost descurajat a fost în urmă cu vreo 20 de ani. It's really true. He who speaks in a tongue edifies himself. Pentru că cine vorbește în alte limbi se zidește pe sine. Este adevărat. And the third thing. Și al treilea lucru. Verse 19. Versetul 19. In the church. În biserică. I would rather speak 5 words in English. Mai bine spun 5 cuvinte. 10,000 words in an unknown tongue. Înțelese decât 10,000 în altă limbă. So that means. Asta înseamnă. To speak in your mother tongue. Să vorbești în limba maternă. In the church. În biserică. Is 2,000 times better than speaking in tongues. Pentru că este mai bine decât să vorbești în limbi. Did you get the mathematics of that? Ați înțeles matematica aceasta? I'd rather speak 5 words in a known language than 10,000 words in an unknown tongue. Mai bine vorbesc 5 cuvinte înțelese decât 10,000 în altă limbă. But some people think. Dar unii oameni cred. That it's better to speak in tongues than to speak in an ordinary language. Este mai bine să vorbim în limbi decât să vorbim în limba noastră maternă. That's not in the Bible. Asta nu e în Biblie. We must put the little finger in its proper place. Trebuie să punem degetul acesta mic în locul lui, la locul lui. It is of tremendous help in our personal life and our walk with God. Este un mare ajutor în trăirea noastră cu Dumnezeu. To edify myself. Să mă zidesc pe mine personal. So that I never become dry. Ca niciodată să nu mă usuc. So many Christians are dry. Mulți oameni se usucă. They're not fresh. Nu sunt proaspeți. And that's the thing I began to seek the Lord about. Și am căutat să caut fața Domnului cu privire la acest lucru. Lord, I have to preach so much. Și am zis, Doamne, trebuie să vorbesc din cuvântul Tău așa de mult. Some places I go in India, I have to preach for 5-6 hours in a day. În unele locuri trebuie să vorbesc într-o zi 5-6 ore. And then so many times a week. Și de atâtea ori în timpul săptămânii. And in between the sessions again I have to counsel people and talk to people. Și între ele trebuie să vorbesc cu tot felul de persoane. It's so easy to become dry. Este atât de ușor să te usuci. I want to be fresh. Vreau să fiu proaspăt. Here's the answer. Și răspunsul e aici. He who speaks in a tongue edifies himself. Cel care vorbește în limbi se zidește pe sine. And that's why Paul said in verse 18. Și de aceea în versetul 18. I thank God I speak in tongues more than all of you. Spune mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în alte limbi mai mult decât voi. Because I need to do it more than all of you because I'm preaching all the time, Paul says. Pentru că vorbesc întotdeauna din cuvânt și așa că trebuie să o fac mai mult decât voi toți. I just mentioned that so that you understand the proper use of the gift of tongues. Așa că am specificat asta doar să vă fac să înțelegeți darul acesta. It's a very useful gift when it's kept in its proper place. Este folositor, dar doar atunci când este folosit la locul lui. But if you just use it to display that you're a great guy. Dar dacă vrei să faci impresie cu acest dar. Then you're seeking honor. Atunci cauți laudă și onoare. I tell you, you will destroy yourself like so many others. Și o să te distrugi așa cum alții au făcut-o. Much more important, as I said, is the other tongue of fire. Mult mai important este acea limbă de foc. Then I want to tell you this. Și vreau să vă spun încă ceva. This wonderful truth I discovered. Adevărul acesta frumos pe care l-am descoperit. That Jesus never spoke in tongues. Că Iisus niciodată nu a vorbit în limbi. So what does that teach us? Așa că ce ne învață lucrul acesta? That teaches us that tongues is only for this world. Asta ne învață că limbile sunt doar pentru lumea aceasta. You know when we get to heaven we won't speak in tongues there. Când vom merge în cer nu vom vorbi în limbi. It's something God has given us on this earth. Because of the limitation of our mind. E ceva ce Dumnezeu ne-a dat în lumea aceasta din cauza limitării minții noastre. Because our mind is warped and crooked by sin. Pentru că mintea noastră este excrocherată cumva de păcat și. But Jesus' mind was perfect. Dar mintea lui Iisus a fost una perfectă. His communication with the Father was perfect.
perfect and sinless. Comunicarea cu Dumnezeu era una perfectă, fără păcat. So he did not need the gift of tongues. Așa că nu a avut nevoie de darul acesta, a vorbi în limbi. Because we have been so defiled by sin. Pentru că noi am fost atât de afectați de păcat. Mintea noastră este greșită și îndreptată spre rău. It's a gift God's given us for our limitation. Este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă să ne ajute în limitarea noastră. So this is how I look at this gift. Așa că așa mă uit la felul la darul acesta. It's a private love language between me and my bridegroom. Este o dragoste privată între mine și salvatorul meu. See, when a husband and wife are speaking loving words to each other. Când bărbatul și soția își vorbesc cuvinte plăcute. Do they want other people to listen to them? Vor ca alții să-i asculte? No. Nu. You don't want other people to listen to you when you're speaking loving words to your wife or husband. Nu vrei să te audă nimeni când spui cuvinte de dragoste soției tale. That's just between you, two of you. Asta e doar între două persoane. And when I speak to Jesus, my bridegroom, in this love language. Când eu vorbesc mirelui meu în limba aceasta. I don't want other people to listen to. Nu vreau ca alții să mă asculte. It's a love language between me and my Lord. Este un limbaj al dragostei între mine și mirele meu. Deepens my relationship with Jesus. Întărește relația mea cu mirele meu. He said that in the last days the love of many people will become cold. Spune că în zilele din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. I said, Lord, I don't want my love to be cold. Și spun, Doamne, dragostea mea nu vreau să se răcească. I loved Jesus 55 years ago. L-am iubit pe Iisus în urmă cu 55 de ani. I want to love Jesus even more today. Vreau să-l iubesc chiar mai mult astăzi. I never wanted to become cold. Niciodată n-am vrut să mă răcesc. So I want to have this love language between me and my bridegroom all the time. Vreau să am acest limbaj al dragostei cu Iisus întotdeauna. But if you don't love Jesus like that, why do you need a love language? Dar dacă nu-l iubești pe Iisus așa, de ce ai nevoie un limbaj al dragostei? Some husbands and wives they hardly speak to each other. Unii soți și soții abia își vorbesc. And some people their relationship with Jesus is like that. Și unii oameni relația cu Iisus este în felul acesta. This husband and wife they loved each other and talked to each other a lot when they were newly married. La început au vorbit, au avut multă conversație între but ei. But now so many years have gone by. Dar acum au trecut atâția ani. Say, yeah, that's my wife. Și a spus, da, asta e soția mea. It's pretty boring living with her. E mai plictisit, And that's how some people are with Jesus also. Și așa unii oameni îl tratează yeah, pe Iisus. Yeah, I accepted Jesus many years ago. L-am acceptat în urmă cu mulți ani. And the Christian life is boring. Dar viața creștină este cam plictisitoare. It's not boring for me. Nu este bine pentru mine. I'm more excited today than I was 55 years ago. Pentru mine nu e plictisitoare. Astăzi este mai grozavă decât a fost în urmă cu 55 de ani. Jesus is more precious to me. Iisus este mult mai prețios pentru mine. Because of the Holy Spirit. Din cauza Duhului Sfânt. Oh brothers and sisters. Oh frații mei. I urge you seek for a genuine baptism in the Holy Spirit and fire. Vă alarmez ca să căutați un botez original în Duhul Sfânt. That is what makes the Christian life real. Asta face viața creștină să fie una reală. Love for Jesus burns. Ca dragostea lui Isus pentru Isus ardă în noi. The life of Jesus is produced in you all the time by the Holy Spirit. Și viața lui Isus să fie reflectată în noi în fiecare zi. Some of you, many of you know that story of John Bunyan called Pilgrim's Progress. Mulți dintre voi ați auzit sau ați citit cartea Călătoriile Pelerinului. And in one part of that, într-o parte, he sees a picture. Spune că vede o poză of the devil trying to pour water on the fire and trying to quench it. În care diavolul încearcă să stingă un foc. But the fire is not dying out. Dar focul nu se stinge. All the water the devil pours, the fire is still burning. Diavolul tot toarnă acolo apă, dar focul nu se stinge. Because behind the Holy Spirit is pouring a lot of oil into that fire. Pentru că Duhul Sfânt este de cealaltă parte și tot pune ulei și flăcărează. Beautiful picture of the Christian life. Este o imagine extraordinară a Duhului Sfânt. You know the world is full of people who are trying to throw water on the fire in our heart. Știți că sunt atâția oameni care doresc să toarne apă pe inimile noastre. All the movies. Toate filmele. Television. Televiziunea. Entertainment. Newspapers, toate lucrurile, internetul. There's so much in that. Este atâta, which is like water to pour on the fire. Atâta murdărie în ele, ca și cum ar fi o apă care vrea să stingă ceva. And little by little. Și încetul cu încetul. The fire dies out. Focul se stinge. Or it can be your business. Poate să fie chiar businessul tău. Or your job. Sau jobul tău, munca ta. The fire goes out. Focul dispare. There are some people who are so taken up with their ministry that the fire dies out. Atâția oameni care slujesc atât de mult încât focul din viața lor piere. My ministry is not the most important thing for me.
Pentru mine nu slujirea este cel mai important lucru. My relationship with Jesus Christ and my love for him relația is mea, million times more important than my ministry. Relația mea cu Isus este de 1,000,000 de ori mai importantă decât slujirea mea. I don't love my wife because of food she cooks for me. Nu mi-o iubesc soția din cauza mâncării pe care o face. It's a relationship. Este o relație. Even if she cannot cook, it doesn't matter. Chiar și dacă n-ar putea goti, even if she's paralyzed in a bed, can do nothing. That's okay. I love her. Nu contează, tot o iubesc. I don't go to Jesus because I can get something from him. Nu mă duc la Isus pentru că pot obține ceva. It's a love relationship. Este o relație de dragoste. That is what the baptism of the Holy Spirit and fire brings. Asta produce botezul în Duhul Sfânt. And from that will flow a ministry. Și de acolo încolo va curge o slujire. So the devil's trying to pour all this to quench. Așa că diavolul încearcă să stringă focul acesta. We must have the Holy Spirit pouring the oil. Trebuie să avem pe Duhul Sfânt care să toarne în noi în continuare, ca focul never dies out. Niciodată să nu scadă și să moară. You know, that's the way every one of you should come to every single meeting. Fiecare dintre noi ar trebui să venim cu această atitudine. When you come to a meeting, you must come on fire for God. Când venim aici trebuie să venim plin de foc pentru Dumnezeu. Imagine if you have a church with 300 people and everyone is on fire for God. Dacă toți 300 am fi plin de focul lui Dumnezeu. That's the meaning of being filled with the Holy Spirit. Asta înseamnă să fim plini de Duhul Sfânt. And it's your personal responsibility. Și este responsabilitatea personală a fiecăruia dintre And noi. And it's possible. Și este it's posibil. Possible. Este it's posibil to be continuously like that every single day. Ca să fim în felul acesta în fiecare zi. If you make Jesus Lord of your life. Dacă îl faceți pe Isus stăpânul vieții. That's how Jesus lived. Așa a trăit Isus. There was never a single day in his life where he was not in fervent devotion to the Father. Nu a existat nici măcar o zi în care Isus nu a fost plin de pasiune pentru Dumnezeu. How did he live such a life in a world where there was so much of sin? Cum a trăit o viață în care era și atunci atâta păcat? The Holy Spirit Duhul Sfânt îl ajuta. Kept him burning. Îl făcea să ardă. He would sometimes go alone into the wilderness. Și de multe ori se retrăgea în pustiu și stătea cu Dumnezeu. See Luke chapter 5. Luca capitolul 5. Jesus was he was very human just like us. Era foarte uman ca și noi. He was tempted like us. Era ispitit ca noi. And it says in Luke chapter 5. Și spune în Luca capitolul 5. And you see how human he was here. Și vedem cât de uman era aici. Luke chapter 5. Luca capitolul 5. Verse 15. Versetul 15. The news about him was spreading further and further, and great multitudes were gathering to hear him to be healed of their sickness. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Put yourself in this place. Puneți-vă în contextul acesta. Supposing you were a great preacher or a healer. Să spunem că tu ai fi un mare predicator sau un vindecător. And the news about you is spreading everywhere. Și peste tot se duce vestea aceasta. And great multitudes are gathering și to hear you. Oamenii se strâng să ne asculte. What are you in danger of? În ce pericol te afli atunci? You're in danger of your head becoming bigger and becoming proud. Ești în pericol ca capul să-ți crească și să devii mândru. Every person is in that danger. Fiecare persoană este în pericolul acesta. Jesus was also tempted like that. Iisus a fost ispitit în felul acesta. You know what he did? Știți ce a făcut? Verse 16. Versetul 16. He would slip away into the wilderness to pray. Iar el se ducea în locurile pustii și acolo se ruga. Say, Father. Și spunea: I want to give you all the glory. Tată, vreau să-ți dau ție toată gloria. A lot of preachers pray before the meeting. O grămadă de oameni se roagă doar înainte de întâlniri. Jesus prayed after the meeting. Isus se ruga după întâlniri. We need more to pray after the meeting than before the meeting. Trebuie să ne rugăm mai mult după întâlniri decât înainte. Particularly if God has used us mightily somewhere. Mai ales dacă Dumnezeu ne-a folosit cu putere. That's the time you need to go to God. Acela este timpul în care să mergem să ne recunoaștem și să dăm toată gloria lui Dumnezeu. I don't want to touch it. I'm just dust on the earth. Doamne, eu nu sunt altceva decât praf. And because of that. Și din cauza aceasta. See the next verse. Vedem următorul verset. He was in one place teaching, verse 17. Învăța într-un loc. And verse last part. Și spune în partea finală. The mighty power of the Lord was present to perform healing. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Jesus was going from power to power to power to power. Iisus mergea din putere în putere în putere. Because he lived in
humility before the Father. Pentru că trăia în această umilință înaintea lui Dumnezeu, în această smerenie. To walk as Jesus walked is to recognize that I have nothing, I'm dependent on God. Să trăim ca Iisus înseamnă că suntem dependenți în totalitate de Dumnezeu. The most important thing we need to learn. Cel mai important lucru. Humility. Este umilirea, smerenia aceasta. Okay. Let me tell you the three secrets of the Christian life. Să vă spun cele trei secrete ale vieții de credință creștine. Number one. Numărul 1. Humility. Smerenia. Number two. Numărul 2. Humility. Smerenia. Number three. Numărul 3. You know it. Îl știți. Humility. Același, smerenia. If you've learned it, you've learned it all. Dacă l-ai învățat acesta, ai învățat totul. And I'll tell you why. Și vă spun de ce. Because God gives abundant grace to the humble. Pentru că Dumnezeu dă mult har la persoanele acestea smerite. You know the most wonderful thing God can give us is grace. Unul dintre lucrurile grozave pe care Dumnezeu poate să ne le dea este harul. What money is in this world, grace is in God's kingdom. Ce sunt banii în lumea aceasta? Este harul în împărăția lui Dumnezeu. People who have a lot of money in this world, they can have a lot of things in this world. Oamenii care au o mulțime de bani pot să obțină o grămadă de lucruri. The exact equivalent of that in God's kingdom is grace. Echivalentul în împărăția lui Dumnezeu este harul, echivalentul banilor. And God is willing to give it to us. Și Dumnezeu vrea să ne-l dea. That is the prosperity gospel I believe in. Cred în această prosperitate. Not the prosperity of this world. Nu în această prosperitate materială, but the prosperity of God's kingdom, which is grace. Dar prosperitatea lui Dumnezeu care este harul său. See in John chapter 1. În Ioan capitolul 1. Here's the verse that shows us that Jesus was the richest person that walked on this earth. Este un verset care ne arată acolo că Iisus era mai bogat decât toți în har. John 1:14. Ioan capitolul 1 versetul 14. The Word became flesh and dwelt among us. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. And we beheld his glory. Plin de har. The glory is the only begotten of the Father. Și am privit în slava lui ca o slavă tocmai ca full of grace. Plin de har. That means he was the richest person that walked on this earth. Și asta înseamnă că el a fost cel mai bogat. Not rich with money. Nu bogat din punct de vedere financiar, cu bani. Once when he wanted to teach something from a coin. Odată când a vrut să învețe oamenii ceva cu o monedă. He had to borrow a coin from somebody. A trebuit să-l împrumute de la cineva. Whose picture is on this coin? Și spunea, a cui este imaginea aceasta? Caesar's picture. A Cezarului. Okay, give to Caesar what is Caesar's. Dați-i lui. I thought about that. M-am gândit la lucrul acesta. He didn't have any coins in his pocket. Nu avea nici mărunțiș, nimic în buzunar. He wasn't rich on earth. Nu era bogat deloc pe pământ. But grace. Dar harul. He was full of grace. Era plin de har. To walk as Jesus walked. Să umblăm așa cum a umblat, cum a trăit Iisus. It doesn't matter if you don't have much money. Nu contează dacă nu ai prea mulți bani. If you're full of grace. Dacă ești plin de har. And here's the best part of it. Și aici este partea cea mai bună. Listen to this. Ascultați. Verse 16. Versetul 16. From his fullness we can receive grace upon grace. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. That means I can become rich in God's kingdom like he was. Asta înseamnă că pot și eu să mă îmbogățesc așa cum el a fost bogat. Even if I don't have much of the wealth of this world. Și dacă n-am mult din bogăția lumii. I can have grace upon grace upon grace. Pot să am har după har. So that I never become dry. Ca niciodată să nu mă usuc din punct de vedere spiritual. So that God's rivers can always flow in me and through me. Ca râul lui Dumnezeu întotdeauna să curgă și să treacă prin mine. You know, sometimes you go to places where the grass is brown and the trees are all dead. Uneori mergem în locuri unde toată pajiștea este palidă și copacii sunt aproape morți, totul este uscat. There's no rain. Nu este ploaie. But you never see it like that where there's a river flowing. Dar unde curge un râu, lucrul acesta nu se vede. Where there's a river flowing on the side, you'll see grass and green trees. Acolo o să vezi totul înflorit, verde. That's how our life must be. Așa trebuie să fie viața noastră. That's the type of always fresh. Întotdeauna proaspeți. Always happy in the Lord. Întotdeauna bucuroși în Domnul. Blessing others. Să binecuvântăm pe alții. No matter what's happening in the world around us. Nu contează ce se întâmplă în lumea din jurul nostru. This is how Jesus lived. Așa a trăit Iisus. You know, just before he went to the cross. Înainte să ajungă la cruce. He knew tomorrow morning at 9 o'clock
I'm going to be crucified. Știa că mâine la ora 9 o să fie pe cruce. So he had just broken the bread and distributed the cup with the last supper. Așa că la ultima cină au mâncat, au băut vin și au împărțit trupul Domnului, pâinea. And he says there's something else I want to give you. Și a spus că vreau să vă mai dau încă un lucru. Before I go. Înainte să mă duc. John 15. Ioan 15. He says I've spoken these things to you that my joy might be in you, that your joy may be made full. Și v-am spus că vă spun lucrul acesta ca bucuria voastră să fie una deplină. I thought about that. M-am gândit la lucrul acesta, versetul 11. Here is someone who knows that tomorrow morning 9 o'clock he is going to be killed. No, o persoană care a doua zi știa că la ora 9 o să fie ucisă. And what is his heart full of? Și de ce este plină inima lui? Joy. Bucurie. Imagine that. Gândiți-vă la lucrul acesta. Supposing you know that you're going to be hanged tomorrow morning. Să spunem că ai ști că mâine o să fii spânzurat. And you go around today encouraging people. Și te duci astăzi și încurajezi peste tot. I'd like to have joy. This is how Jesus lived his life. Așa a trăit Isus. I praise God that the Holy Spirit says you can also live like that. Mă rog ca Duhul Sfânt să vă spună că puteți să trăiți așa. I want to live like that. Vreau să trăiesc așa. Do you have a great hunger and desire to live like that, my brother? Aveți o foamete în voi care să fie în felul acesta? Remember, it's possible. Amintiți-vă, este posibil. I thought of this. M-am gândit așa. The Bible says that Jesus died for the sins of the whole world. Biblia spune că Isus a murit pentru păcatele întregii lumi. There are some Calvinists who say he died only for believers. Sunt unii calviniști care spun că a murit doar pentru o parte, pentru cei ce cred. But they haven't read 1 John 2 verse 2. Dar nu au citit 1 Ioan capitolul 1 versetul 2. 1 John 2 verse 2 says he died for the sins of the whole world. Unde spune că a murit pentru păcatele întregii lumi. That's so clear. Este atât de clar. It's in your Bible and my Bible. Este în Bibliile voastre și în Biblia mea. He died not only for our sins, but for the sins of the whole world. Pentru că a murit pentru păcatele întregii lumi. But why is it everybody's sins are not forgiven? Dar de ce păcatele nu tuturora sunt iertate? How many people there are here in Ireland whose sins are not forgiven? Câți oameni sunt în Irlanda care nu au păcatele iertate? Did Jesus die for all the people in Dublin? Isus a murit pentru toți oamenii din Dublin? Yeah. Da. Why is it all the people in Dublin their sins are not forgiven? De ce nu păcatele tuturora sunt iertate? You know the reason. Știți motivul? Why your sins are forgiven and those people's sins are not forgiven? De ce păcatele tale sunt iertate și ale altora nu? Only one reason. Un singur motiv. You believed. Crezi. Ai crezut. You believed he died for your sins. Crezi că a murit pentru păcatele tale. You believed sin is a terrible thing. Crezi că păcatul este un lucru îngrozitor. And you confessed your sin. Și îți mărturisești păcatul. And you believed. Și crezi. Ai crezut. That is the only difference that made a difference for you compared to all the others. Acesta este lucru care ne face diferit de cei din afară. In the same way. În același fel. You believed 1 John 1:9. Credem în 1 Ioan versetul 9. That if we confess our sins. Că dacă ne mărturisim păcatele. He forgives our sins. Ne iartă păcatele, ne curăță. That's what made the difference between you and all those people whose sins are not forgiven. Asta face diferența între noi și cei care nu au păcatele acoperite. It's not because you're better than them. Nu este pentru că suntem mai buni. You believed God's word. Ci pentru că ai crezut cuvântul lui Dumnezeu. Now, let's go to another verse. Acum să mergem la alt verset. Here's a verse which says in 1 John 2:6 that we can walk as Jesus walked. Și la pasajul nostru 1 Ioan capitolul 2 versetul 6. Why is it some people really have a grace in their life? De ce unii oameni au harul acesta în viața lor? That they can manifest the spirit of Christ. Că pot să manifeste viața aceasta, Spiritul lui Hristos. Why is it even though you're a believer, you don't manifest it? De ce tu ca creștin nu poți să ai același duh? Why is it sometimes you're in a bad mood? De ce câteodată ești într-o pasă mai proastă? Why is it sometimes you're murmuring and grumbling? Uneori murmuri și te plângi. Complaining about something. Te plângi cu privire la ceva. Why is it this difference between you and that other believer? De ce este diferența aceasta între tine și only one reason. Una singură. He believed and you did not believe. El a crezut și tu nu ai crezut. You believed for the forgiveness of sins, 1 John 1:9. Ai crezut versetul 9 unde spune că ești iertat. He believed for 1 John 1:9 and 1 John 2:6. El a crezut și acel verset și versetul 6 care se. You believed one verse, he believed two verses. That's the only difference. Tu ai crezut un verset, el a crezut două. Because you believed 1 John 1:9, it made you different from the people in the world. Pentru că ai crezut versetul 9, ai fost diferit față de lume. And because that person believed 1 John 2:6 is possible for him,
He became different from you. Dar pentru că el crede și versetul 6 din capitolul 2 este diferit față de tine. He believed I can walk as Jesus walked. El crede că este posibil să treacă cum a trăit Iisus. Duhul Sfânt o să-l ajute. As I said earlier, așa cum am spus, not that we have become like him. Nu că deja am devenit ca și el. That will happen only when he comes. Asta se va întâmpla doar când el va veni. 1 John 3 and verse 2. Capitolul 3, versetul 2. We will be like him only when he comes. Vom fi ca el atunci când el va reveni, când no. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el când și vom vedea așa cum este. World has ever become fully like Christ. Nimeni în lume nu a devenit încă ca Isus. That is like reaching the top of the mountain. Asta e ca și cum am ajunge pe vârful muntelui. That will happen only when he comes. Asta se întâmplă doar când el se va întoarce. But till he comes, dar până vine, we can see his footsteps in the snow and go up that mountain. Putem să vedem urmele lui în zăpadă și să mergem în sus pe acel munte. That's what Paul said. Asta spune I've Pavel. I've not become perfect. Nu am devenit desăvârșit. I've not reached the top. Nu am ajuns la vârf. But one thing I do. Dar fac un singur lucru. I don't look back and see how much I've climbed. Nu mă uit înapoi și mă uit cât am urcat. I forget how much I've am climbed. Am uitat de asta. I look forward to see how much more I have to go. Și văd cât mai am de mers în față. One thing I do. Doar lucrul acesta îl fac. Press toward the mark. Mă duc înspre desăvârșire. To become like Jesus. Ca să fiu ca Isus. And to walk as he walked. Și să trăiesc așa cum a trăit el. Those who have faith, it happens in their life. Oamenii care au această credință se întâmplă în viața lor. There are two things here. Așa că sunt două lucruri aici. If you believe only one, you get only one. Dacă crezi doar unul, obții unul. If you believe both, you get both. Dacă le crezi amândouă, le obții pe amândouă. Because you believe forgiveness of sins, you got something the worldly people don't have. Crezi doar în iertare, obții ceva ce nu are lumea. Now here are two believers who got forgiveness of sins. Dar aici doi credincioși care au obținut but iertare. But one of them also believe the Holy Spirit can help me to walk as Jesus walked. Dar celălalt crede în plus că Isus și poate umbla cum a umblat Isus. And he comes to a higher life than you. Și el merge la o viață superioară decât ești tu. Not because he's better than you. Nu pentru că e mai bun ca tine. But because he believes. Pentru că crede. He believed what God said. Crede ceea ce Dumnezeu a spus. So let me show you an example of that in Matthew chapter 9. Matei capitolul 9. You know there were two blind men who came to Jesus. Erau doi oameni care au venit la Isus. In verse Matthew 9 and verse 27. Versetul 27. Two blind men came to Jesus. Doi oameni orbi au venit la Isus. They wanted their eyes to be opened. Și au vrut ca ochii să li se deschidă. And Jesus asked them one question. Și Isus i-a întrebat. He always asks us this question before he does something for us. Întotdeauna ca să facă ceva în dreptul nostru, ne întreabă lucrul acesta. It's a very important question. Este o întrebare foarte importantă. In the other gospel, în altă evanghelie, where the same story is written, aceeași poveste care este relatată aici. The first question Jesus asks is, "What do you want me to do for you?" Spune așa, ce vreți să vă fac? That's the first question. Asta e prima întrebare. What do you want me to do for you? Ce vreți să fac pentru voi? And the blind man said, "Lord, to open our eyes." Și oamenii au spus, vrem să ni se deschidă ochii. Okay, second question. Și a doua întrebare. Matthew 9:28. Matei 9, versetul 28. Do you believe I'm able to do this? Credeți că pot să fac lucrul acesta? These are the two important questions. Acestea sunt cele două întrebări esențiale. What do you want me to do for you? The Lord says. Ce vrei să fac pentru tine? Lord, I want you to cleanse my heart from all sin. Vreau să curățești inima de tot păcatul. Second question. A doua întrebare. Do you believe I can do this for you? Crezi că pot să fac lucrul acesta pentru tine? Yes, Lord. Da, Doamne. Your sins are forgiven. Și păcatele sunt iertate. Now we go to the second step. Și mergem la al doilea pas. Believers whose sins are already forgiven. Creștinii care deja au iertat, au iertat. Lord says, what do you want me to do for you? Și spune, Doamne, ce vrei să îți mai fac, Domnul? I want the power of the Spirit to walk as Jesus walked. Vreau puterea Duhului Sfânt să trăiesc cum a trăit Isus. Lord asks you the same question. Și Dumnezeu ne întreabă același lucru. Do you believe I can do this for you? Crezi că pot să fac lucrul acesta pentru tine? He's not asking do you believe you can do it? Nu întreabă dacă credem că noi putem să facem. Nu. Do you believe I can do this for you? Crezi că eu pot să fac asta pentru tine? That's what he asked the blind man. Asta a întrebat orbii. Not can you strain and open your eyes a little bit? Nu, dacă vă străduiți un pic, puteți să deschideți un pic? Can you struggle and try to walk like can you struggle and try to walk like me? Și să mergeți ca și mine? No. No. Do you believe I can help you make do this for you? Credeți că pot să fac eu lucrul acesta pentru voi? I discovered that I can never produce the life of Jesus even if I work for 1,000 years. Am descoperit că și dacă lucrez pentru 1,000 de ani, nu pot să trăiesc cum a trăit Isus. It's impossible. E imposibil.
But the Lord says, do you believe I can do it for you? Dar Domnul spune, crezi că eu pot să fac asta pentru tine? He is the one who's going to do it. El este cel care but o să o facă. I have to give him permission. Dar trebuie să-i dau permisiune. He says, I stand at the door and knock. Și spune, eu bat la ușă. You open and I'll do it. Deschide for you. Și o să o fac pentru tine. Like you open to receive forgiveness of sins. Așa cum ai deschis ca să primești iertarea de păcat. Now you go to the next step. Merge la pasul Lord, următor. Lord, I want to walk as you walked. Și vrem să umblăm și să trăim cum a trăit Iisus. And you say, Lord, I believe. Și spun, Doamne, cred. She says, okay, verse 29, be it done to you according to your faith. Și atunci să ni se facă după credința noastră, cum spune în versetul 29. That is a law of God. Aceasta este o lege a lui Dumnezeu. You get not what you want. Primești nu ceea ce vrei. You don't even get what God wants to give you. Nu primești ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea. You get as much as you have faith for. Primești doar atât cât ai credință pentru lucrul acela. Let me say that again. Vă spun încă o dată lucrul acesta. Not what you desire. Nu ce dorești. Not what God desires for you. Nu ce Dumnezeu dorește pentru tine. But what you have faith for. Ci lucrurile în care te încrezi în Dumnezeu, credința. God may want to give you so much. Vreau să-ți dau atâta. And you may want to get so much. Și vrei să primești poate atâta. But if you have faith only for so little, dar dacă all ai credință doar atâta, nu poți să primești lucrul acela mare. Seriously, if there's plenty of rain falling in a place where there's in a deserted area, plenty of rain falling from heaven. Poate să fie multă ploaie într-o zonă de deșert. One man puts a little cup outside. Un om mic pune un mic pahar afară. How much rain does he get? Câte multă ploaie one să strângă? Cup. Un pahar. Another fellow puts a huge bucket outside. Alt om pune un vas uriaș acolo, or a big tub. Sau un alt recipient. How did he get more water? Cum a strâns mai multă apă? Because his vessel was bigger. Pentru că vasul lui a fost mai mare. This fellow's vessel was small. Omul acesta a avut doar un paharel mic. Faith is like that. Credința este ca you așa. Come to God and say, I trust you for this much. Dacă you get spui, that. Doamne, te cred pentru lucrul acesta minor. Another person comes with a big vessel of faith. Altă persoană vine cu un vas mare so și obține. If one of these blind men had said. Dacă unul din acești doi orbi ar fi spus. Lord says, do you believe I can open your eyes? Crezi că pot să vă deschid ochii? And he says, well, I'm not so sure. Și ar fi spus, nu sunt așa sigur. But I have faith you can open one eye. Dar am credință că totuși pot să deschizi un ochi. Lord will say, according to your faith, be it unto. Domnul ar fi spus, potrivit cu credința ta, să ți se deschidă acel ochi. He'll go with one eye open. Mergea cu un singur ochi deschis. Because that's all he had faith for. Pentru că pentru atât a avut credință. And the Lord asked the other blind man. Și Domnul întreabă pe celălalt. What about you? Dar despre tine? I believe you can open both eyes. Eu cred că poți să mi deschizi pe amândoi. Both eyes are open. Amândoi ochii se deschid. This is what makes the difference between two types of believers. Asta face diferența între două feluri de creștini. One says, Lord, I believe you can forgive my sins. Unul crede doar că poate să fie iertat de păcate. You can't help me to walk like Jesus. Dar nu poate să-l ajute Duhul Sfânt să umble și ca Isus. According to your faith, be it unto you. Potrivit credinței, așa să fie făcut. You get only one. Privește doar you primul get forgiveness pas, of sins. Iertarea. But the other person. Dar cealaltă persoană. Lord, you can do both. Spune, Doamne, tu poți să le faci pe amândouă. You can forgive my sin. Poți să-mi ierți păcatul. You can give me the power of the Spirit to walk as Jesus walked. Și poți să-mi dai și puterea să trăiesc ca Isus Hristos. He walks as Jesus walked. Și trăiește cum a trăit Iisus. It's according to your faith be it unto you. Este doar potrivit cu credința noastră ni se face după ea. Dear brothers and sisters. Frații mei. Jesus said the devil is a thief. Iisus a spus că diavolul este un hoț. You know what he steals from you? Știți ce fură de la noi? Not money. Nu banii. Because he knows money is useless in eternity. Pentru că știe că banii n-au niciun folos în eternitate. He'll give you money. Ba, încă o să vă dea mai mult. He'll steal faith. Fură credința. So that you don't get what God wants you to have. Ca tu să nu primești ceea ce Dumnezeu îți dorește. Don't let the devil rob you. Nu lăsați pe diavolul să vă fure, să vă înșele. If you can believe what God's word has said. Dacă credeți ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Let me show you one last verse. Să vă arăt un ultim verset. Romans 10, 17. Roman capitolul 10, versetul 15. How do we get faith? Romans 10, 17. Roman 10, versetul 17. Cum primim credința? Now some people read it like this. Unii oameni îl citesc așa. Faith comes by reading the word of God. Credința vine citind cuvântul lui Dumnezeu. That's not what it says. Nu spune așa. You can read and read and read the word of God and you don't have any faith. Poți să citești, poți să citești și nu vine credința. The devil knows the Bible better than you and me, but he has no faith. Diavolul știe Scriptura mai bine ca noi, dar nu are credință. So don't think Bible knowledge will give you faith. Așa să nu credeți că cunoștința biblică o să ne dea credință. Here? Ce spune aici? Faith comes by hearing. Credința vine în urma auzirii. And hearing by the word of Christ. Și auzind, și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Hearing what? Auzind ce? Hearing God. Auzindu-l pe Dumnezeu. Speak to me through that word.
Vorbește-mi prin acest cuvânt. So when you read a word, când citești un cuvânt, say, Lord, I want to hear what you're trying to say to me. Spui, trebuie să spui, Doamne, vreau să înțeleg ceea ce vrei tu să-mi spui. 1 John 2:6. 1 Ioan capitolul 2 versetul 6. Anyone who says he's a Christian must live like Jesus lived. Oricine spune despre el că este creștin trebuie să trăiască ca Isus. Lord, I want to hear what you're trying to say to me this evening. Doamne, vreau să înțeleg ceea ce vrei să spui în această seară. And the Lord says, I'm telling you that I can help you to live like that. Și Dumnezeu spune așa, eu te pot ajuta ca să trăiești în felul acesta. Now it's a question of whether you believe it. Este doar o chestiune dacă crede. Or you believe all the lies the devil has been telling. Crede de cealaltă parte toate minciunile diavolului? I'm sorry that I wasted so many years of my life listening to the lies of the devil. Îmi pare rău că mi-am irosit atâta timp ascultând minciunile lui. But I thank God that a day came in my life. Dar mulțumesc că a venit o zi. And I said, Lord, I'm going to trust you. Când am spus, Doamne, o să mă încred doar în tine. I was such an absolute failure. Am fost o catastrofă, un dezastru. I hit rock bottom. Am ajuns până jos de tot. I said, Lord, I trust you. Dar Doamne, acum mă încred în tine. I remember that day. Îmi amintesc ziua aceea. The Lord said to me. Când Dumnezeu mi-a spus. I was preaching in a church those days. Predicam în multe biserici în vremea aceea. The Lord said, this Sunday. Și Dumnezeu mi-a spus în această duminică. Will you stand up in the church? O să stai în biserică. And say, I am a hypocrite. Și o să pot să spui că sunt un ipocrit? I'm preaching things which are not true in my inner life. Predic lucruri care nu sunt adevărate în viața mea. I said yes, Lord, I'll say. Și am spus, Doamne, pot. I don't care for my reputation. Nu-mi pasă de reputația mea. I am a hypocrite. Sunt un ipocrit. Why should I pretend I'm not? De ce să pretind că nu sunt asta? Why should I care for these people's honor? De ce să-mi pase de onoarea pe care pot să mi-o dau oamenii? I will say it. O să o spun. That day God met with me. În ziua aceea Dumnezeu s-a întâlnit cu mine. Filled me with the Holy Spirit. Mi-a dat Duhul Sfânt. Lifted me up from the gutter. M-a ridicat de acolo jos de unde eram. And my life started going upwards. Și viața mea a început să meargă în sus. 40 years ago. 40 de ani în urmă. And it's just been going up since then. Și merge de acolo într-una crescând. And I always think it can't be any better than this. Și mă gândesc întotdeauna, nu poate să fie mai bine decât este acum. And then I discover the next year it's even better than the previous. Și descoper că este mai grozav, mai bine. From glory to glory to glory. Din glorie, din glorie, din har în har. My dear brother and sister. Frații mei și surorile mele. That is your inheritance. Aceasta este moștenirea voastră. Jesus purchased it for you when he shed his blood. Isus a obținut-o pentru noi când și-a dat viața pentru noi. Your life, your family life. Viața ta, chiar your și de personal familie, personală. Must go from glory to glory to glory. Trebuie să fie din har în har, din har în har. Don't let the devil rob you of that. Nu lăsați pe diavol să vă fure lucrurile acestea. Take a decision today. Luați o decizie astăzi. Say, Lord Jesus, Doamne Iisuse, I'm going to trust you. O să mă încred în you tine. You forgave my sins many years ago. Dacă mi-ai iertat păcatele cu mult timp în urmă. Now you're going to fill me with your Holy Spirit. Acum o să mă umpli cu Duhul Sfânt. And you're going to enable me to walk in your footsteps. Și o să-mi dai putere să umplu ca și tine pe urmele tale. An overcoming life. Și să am o viață de biruință. My life with my wife will be changed completely. Viața de familie va fi diferită. My life with my husband will be changed completely. Viața mea cu soțul sau soția va fi diferită complet. I'm going to bring up my children in a godly way. O să-mi cresc copiii într-un fel dumnezeiesc. I'm going to be upright in my business. O să fiu corect, chiar și financiar și în businessul even meu. If I earn less money. Chiar dacă o să obțin mai puțin. I want to live a godly life. Vreau să trăiesc o viață curată, dumnezeiască. I pray that all of you here, not most of you, but all of you will make that decision. Și mă rog ca nu doar mai mulți, ci toți din locul acesta să luați această decizie. Let's pray. Haideți să ne rugăm acum. Bow before God. Ne aplecăm înaintea lui Dumnezeu. My dear brother, sister. Frații mei. It's because God loves you that he brought you here today. Este doar pentru că Dumnezeu v-a iubit, v-a adus în această seară aici. To hear this word. Ca să auziți acest cuvânt. To lift you higher. Ca să vă ridice mai sus. He wants to lift you higher than you've ever been in your life. El vrea să te ridice mai sus decât ai fost vreodată în viața ta. Respond to him. Răspunde-i. Say, Lord, I yield my whole life to you. Spune, Doamne, îmi predau toată viața înaintea ta. Thank you, Father, for hearing us. Mulțumesc, Tată, pentru că ne auzi. Bless everybody here. Binecuvintează pe toți. We pray in Jesus' name. Ne rugăm în numele lui Iisus.